Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități. Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, iată-ne în fața unei noi ediții Dincolo de ziduri. Îl salut ca de obicei în deschidere pe colonelul, istoricul și redactorul șef al Observatorului Militar, domnul Florin Șperlea. Seară bună! Bună seara, Gabi Basarabescu, bună seara ascultătorilor Radio România Actualități și celor care ne privesc pe Facebook. Avem o ediție specială și cred că nimic nu se leagă mai bine, mai natural, decât o prezentare alături de tine, un reprezentant al Armatei Române, de an bun în preajma zilei de 4 iulie. Avem onoarea de a prezenta un salut și un comentariu asupra acestui eveniment realizat de reprezentanții Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Și ținând cont de faptul că armata a intrat în NATO înaintea celorlalte structuri civile, integrate abia după ani buni în structurile democratice europene, consider mai mult decât binevenită prezența ta, unui militar, în deschiderea unei astfel de ediții speciale. Urmând ca după momentul realizat alături de reprezentanții ambasadei americane, să continuăm istoria noastră de acum 100 de ani. Ești de acord? Sigur că da. Este o adevărată plăcere să revenim după un an de pandemie la ceea ce considerăm că deja era tradițional, adică întâlnirile noastre ale celor de la postul public cu reprezentanții Ambasadei Statelor Unite. Acest an este cu atât mai special cu cât se împlinesc 10 ani de la semnarea declarației comune privind parteneriatul strategic pentru secolul 21 dintre România și Statele Unite și totodată de la intrarea în vigoare a acordului privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România. Pentru a afla mai multe în acest an, îl avem alături pe domnul Shane Dixon, atașat pe probleme de securitate în cadrul Ambasadei Statelor Unite la București. Cum vedeți dumneavoastră, reprezentanții ambasadei, această nouă întâlnire într-o situație atât de specială? Yes. Urmează să organizăm un eveniment. Aniversăm împlinirea a 10 ani de parteneriat strategic cu România, parteneriat care ne-a permis să consolidăm legăturile economice și de securitate pe care le avem cu România, precum și schimburile culturale. Prin urmare, evenimentul de anul acesta nu este numai o celebrare a nașterii națiunii americane, ci și o sărbătorire a legăturilor cu guvernul României și cu poporul român. Este un eveniment foarte special pentru noi. Știu că de fiecare dată 4 iulie avea în cadrul ambasadei o anumită temă. Care va fi tema în acest an? După cum spuneam, anul acesta aniversăm împlinirea a 10 ani de parteneriat strategic și suntem profund onorați de faptul că președintele și prim-ministrul vor participa la acest eveniment. Astfel se evidențiază parteneriatul nostru din ce în ce mai puternic cu guvernul României și cu poporul român. Legat de tema, fiecărui an ați avut de fiecare dată diverse personalități din Statele Unite, personalități prezente la întâlnirea organizată de Ambasada Statelor Unite. Și în acest an va fi la fel. Din păcate, nu. Pentru că urmăm încă protocoale COVID-19, nu a fost posibil să invităm toate persoanele pe care am fi vrut să le invităm anul acesta. Dacă sunteți de acord, vă propun să continuăm discuția cu câteva comentarii asupra turneului complex efectuat în Europa de președintele Biden. Ce ne-ați putea spune în acest sens? Considerăm că vizitele președintelui Biden la reuniunea grupului G7 și la summitul NATO indică importanța pe care Statele Unite o acordă Europei și arată cât de importantă este Europa ca partener. Poate cea mai așteptată veste pentru noi românii o reprezintă faptul că și problema vizelor pentru români a fost pusă pe masa discuțiilor la summitul dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Ce ne-ați putea spune în această direcție? Cu siguranță. Acesta este un aspect foarte important pentru noi. Continuăm să colaborăm cu partenerii noștri americani și români deopotrivă pentru a ajuta România să se califice pentru programul Visa Waiver.
Faptul că Statele Unite se vor implica în finanțarea și în construirea unei autostrăzi ce va lega România de Polonia și totodată în dezvoltarea centralei de la Cernavodă a reprezentat un semnal extrem de puternic pentru toții românii, dar totodată și un semnal pentru întreaga zonă, cu atât mai mult cu cât în ambele investiții erau inițial vizate interese chinezești. Cum credeți că s-ar putea trece de la intenții la fapte? Sunt așteptări mari și astfel de informații, astfel de știri sunt foarte importante pentru noi românii. As you know, this is going to be a long process. După cum știți, este un proces de lungă durată, însă ne angajăm ferm să colaborăm pe această temă cu partenerii noștri din România și vom continua să avansăm acest proiect. Pentru noi reprezintă o prioritate de top. După promulgarea legii 5G a apărut o reacție destul de dură din partea Chinei. În urma acestei decizii se estimează că adoptarea legii 5G în forma actuală va costa industria de telecomunicații din România între 2,7 și 4,2 miliarde de euro în următorii 10 ani. Credeți că investitorii din Statele Unite vor fi interesați să se implice în România și în această direcție? With the passing of the 5G law, adoptarea legii 5G va crea o infrastructură mai sigură, comparativ cu situația în care s-ar utiliza echipamente provenite de la un furnizor care nu prezintă încredere. Credem că românii nu vor să se întoarcă în timp pe când guvernul le asculta conversațiile private. Știm că întărirea flancului estic al NATO va continua. Cum credeți că se vor implica Statele Unite în acest context în următoarea perioadă? An de an, guvernul român și guvernul american au colaborat pentru a consolida securitatea. După cum știți, anul trecut, în luna octombrie, ministrul Ciucă a semnat la Pentagon o foaie de parcurs pentru următorii 10 ani. Continuăm să lucrăm la această foaie de parcurs pentru a ne asigura de continuarea consolidării acestor legături cu guvernul României. În final, am plăcerea de a ura la mulți ani atât poporului american, cât evident și dumneavoastră. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. When I first arrived here, in March of last year, am sosit la ambasadă anul trecut, în luna martie, pe poziția de șef de securitate. M-a uimit parteneriatul dintre instituțiile românești din domeniul aplicării legii și instituțiile americane din același domeniu. Cu toate astea, de la preluarea funcției de adjunct al șefului misiunii diplomatice, am dobândit o privire de ansamblu și am fost impresionat de cât de strânse și profunde sunt parteneriatul și relația dintre țările și popoarele noastre. Nu pot decât să sper că parteneriatul și relația vor continua să se dezvolte în timpul mandatului meu și mult timp după plecarea mea. Sunt pur și simplu extraordinare. Vă mulțumesc foarte mult! Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități. Acestea fiind zise, cred că putem pleca de acum 100 de ani în relațiile româno-americane și ar fi interesant încă o dată, nu, să facem legătura dintre istorie și actualitate. Te rog, domnule colonel. Gabi, o să-ți spun că ai făcut această legătură interesantă cu statutul meu de militar, dar inima mea, în bună măsură, este în Statele Unite, pentru că am avut șansa, printr-o bursă oferită de Generația Europeană, un an să studiez la Universitatea Stanford în Statele Unite. A fost o experiență fabuloasă din toate punctele de vedere și cred că o bună parte din ceea ce sunt astăzi, profesional vorbind, se datorează și acestui an în care am avut șansa de a-i cunoaște pe mulți din aceia care apoi au fost în administrația americană în funcții importante, pentru că Stanfordul este în bună măsură o pepinieră de cadre pentru administrația americană, de specialiști mai degrabă, aș spune, pentru administrația americană, dar cred că orice experiență într-o universitate privată, mai ales cum este Stanfordul, este
absolut necesară pentru orice cercetător din România. Închid paranteza asta și revin la ceea ce discutam anterior, la o privire asupra felului în care s-a dezvoltat această relație transatlantică, fiindcă tot a fost pusă în discuție de nenumărate ori în ultimii ani, pentru că ea se construiește de fapt printr-o, o să fie paradoxal ceea ce spun, dar întâi de toate printr-o retragere a Statelor Unite după Primul Război Mondial. Statele Unite n-au ratificat tratatul de la Versailles și n-au făcut parte din Societatea Națiunilor, chiar dacă Societatea Națiunilor în sine era întemeiată pe cele 14 puncte ale președintelui american Wilson. Situația aceasta după Primul Război Mondial lasă de fapt Europa spre gestionare Franței și Marii Britanii. Ceea ce spunea Karl von Clausewitz este interesant, mai ales din perspectiva celui de-al doilea război mondial, pentru că în al doilea război mondial avem pentru prima dată o armă nimicitoare folosită în timpul războiului, slavă Domnului, numai atunci s-a folosit, mă refer la bomba atomică, și care a schimbat un pic raporturile dintre politicieni și militari. Adică, altfel spus, politicienii după al doilea război mondial revin la această înțelepciune a formulei lui Karl von Clausewitz, și anume că războiul este continuarea politicii cu alte mijloace, prin aceea că politicienii urmăresc cu mult mai multă atenție felul în care acum, având la dispoziție o armă nimicitoare care îl poate distruge pe adversar în egală măsură și pe tine însuți, și atunci controlul acesta civil, dacă vrei, asupra armatei, începe să devină mult mai important după al doilea război mondial. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, evident, Statele Unite sunt deținătoare ale acestei arme și au și folosit-o în 1945, învățând însă din această lecție major pe toată durata războiului rece, și mai ales un lucru foarte important, modul de implicare în aducerea de partea ta a vechiului inamic. Este felul, dacă vrei, în care Statele Unite încearcă să reconstruiască o Europa, atât din perspectiva planului Marshall, și nu pot să nu fac o legătură cu banii pe care astăzi Uniunea Europeană îi oferă statelor europene în contextul pandemiei. Așa încât modelul acesta, iată, astăzi are un înaintaș în planul Marshall, care de fapt a îndiguit în bună măsură comunismul stalinist, comunismul sovietic, și a oferit posibilitatea unei Germanii federale de a se reintegra în spațiul european. Germania de astăzi, din punctul meu de vedere, îmi permis să o spun, mai ales că am și rude prin alianță în Germania, este astăzi o țară extrem de atentă la tot ceea ce înseamnă toleranță, încercarea de a stopa orice fel de urme de rasism. Adică Germania de astăzi, așa cum arată ea și cum o vedem, este rezultatul prin excelență al acestei reconstrucții de după 1945, în care Statele Unite au avut un rol foarte important. Și cred că această lecție învățată, pentru că eu vă mărturisesc că tot timpul am admirat la americani, mai ales pragmatismul și înțelegerea propriului trecut prin a-l corecta. Adică ceea ce ei numesc lecții învățate, e un termen pe care îl folosesc și militarii, și care de fapt ne spune foarte clar că învață din propriile greșeli, învață admirabil din propriile greșeli, știu exact ce trebuie făcut după ceea ce au greșit, și asta o observăm atât în timpul celui de-al doilea război mondial, cât și după aceea. Și astăzi, în egală măsură, cred că este una dintre lecțiile importante, și anume aceea că vechiul inamic trebuie adus alături de tine, trebuie reintegrat într-un spațiu comun, cu valori comune. Asta, dacă vreți, se vede și în Japonia. În Japonia este mai puțin cunoscută evoluția, dar noi o vedem astăzi. Japonia este fundamental schimbată față de ceea ce era Japonia aceea militaristă din anii interbelici. Și cineva spunea foarte frumos, Japonia a transferat tot această atitudine belicoasă într-o competiție economică, și vedem bine Japonia cum se află astăzi în această competiție economică. Pe de altă parte, domnule colonel, mi se pare la fel de interesant un arc peste timp legat, de ce nu, de politica inițial europeană, acum americană, sigur prin structurile NATO mai ales. Este vorba despre proiectul Intermarium, plecat din anii 20 și pus atât de interesant și de important pentru noi în practică în zilele noastre. Da, este o modalitate, dacă vrei, de întărire a acestui spațiu estic european pe care îl controlează Alianța Nord-Atlantică, nu doar prin efortul global al Alianței, ci și prin aceste străduințe locale și, dacă vrei, mai ales aici în zona estică, cei doi piloni fundamentale ai Alianței Nord-Atlantice sunt Polonia și România, din
din toate punctele de vedere și din perspectiva construcției forțelor armate, a dotării, sigur că cu dificultățile pe care le-am știut, dar e foarte important că în ultimii ani acest procent de 2% din PIB a fost respectat și se vede asta mai ales în privința înzestrării armatei. Cu alte cuvinte, cum spunem de fiecare dată, te pregătești din timp de pace pentru un eventual conflict, nu în timpul conflictului, așa cum s-a întâmplat și în primul război mondial și în al doilea război mondial, măcar, iată, și noi putem spune că am învățat ceva din aceste două conflicte mondiale, cu o pregătire anterioară pentru orice eventualitate, dar foarte important, cum spuneam, este și întărirea acestor relații bilaterale în interiorul Alianței Nord-Atlantice pe un concept pe care noi l-am dezbătut aici în repetate rânduri, al lui Pilsudski, mareșalul polonez, după primul război mondial, liderul Poloniei, renăscute acum la o viață democratică, n-avea să fie chiar foarte democratică, dar în orice caz la o viață nouă, să spunem, statală, și important pentru că el gândește conceptul de intermarium ca o formulă de îngrădire a expansiunii Rusiei bolșevice și în același timp de divizarea ei prin unități administrative distincte, statale, administrative distincte. Iată, nu degeaba spunem lucrurile astea, nu, domnule colonel? Probabil săptămâna viitoare vom comenta evenimentul extrem de important, nu acel exercițiu BRIZ, 5.000 de militari din 29 de țări, în primul rând având în frunte Statele Unite, dar alături și pe ucrainieni, și pe români, și pe mulți alții. Un element important în toată această concepție strategică. Dacă vrei, ideea principală din punctul meu de vedere este de a explica foarte clar că Marea Neagră nu este un lac rusesc. În Marea Neagră nu pot exista doar forțe militare ale Federației Ruse, ci ceilalți parteneri care sunt în zona Mării Negre au și ei drepturile lor egale, cu atât mai mult cu cât cea mai mare parte a riveranilor sunt, de fapt, țări NATO, așa încât este firesc ca aceste forțe NATO să fie și ele în Marea Neagră și în același timp să-și poată executa propriile exerciții militare, așa cum crede cuvință. Observați că întotdeauna retorica rusească este: vai, a intrat iarăși o navă militară în Marea Neagră. Păi Marea Neagră nu este o mare rusească și nu este disponibilă exclusiv pentru forțele militare ale Federației Ruse. Lucrul acesta ar trebui să fie foarte clar și ați văzut incidentul cu nava militară britanică. Pentru că acolo, sigur, dincolo de interpretările care pot fi livrate de o parte și de alta, sensul principal este că, așa cum spuneam, nu este în niciun caz de dorit să lăsăm Federației Ruse convingerea că acest spațiu maritim îi aparține în exclusivitate. Și dacă vrei, aș extinde un pic ideea în planul Uniunii Europene. Știți foarte bine încercarea Franței și a Germaniei de a produce un summit al Uniunii Europene cu Federația Rusă s-a lovit de opoziția multor alte țări, așa încât Uniunea Europeană în cele din urmă a renunțat la acest proiect inițiat de Franța și Germania și foarte mulți au spus: e bine, iată ce dispoziție spre dialog au europenii, nu-i așa, de vreme ce nu se așează la masa negocierilor. La masa negocierilor te așezi atunci când ai un partener de încredere, un partener cu care poți dialoga și de la care evident poți obține prin această înțelegere militară, diplomatică, economică și așa mai departe, condiții relativ egale. Nu te așezi la masa dialogului cu cineva care vrea să-ți impună ceea ce ai de făcut, care vrea să-ți impună unde să-ți plasezi armele pe teritorii naționale. Nu cred că greșesc dacă spun când setul de valori este măcar cu 51% mai mare față de cele pe care nu le ai în comun cu acel partener de discuții. Exact, și dacă tot beneficiem, zic, de istoricul pe care tu îl prezinți în fiecare marți seară în emisiunea ta, atunci să ne uităm puțin în trecut și să vedem cum gândește Stalin atunci când stă la masa dialogului în timpul celui de-al doilea război mondial și după al doilea război mondial, în dată deci după al doilea război mondial, cu partenerii democratici. Ce viziune au liderii britanici și americani în raport cu Stalin? Sigur că obiectivul principal este acela de a înfrânge Germania și de aici autonomizarea obiectivului militar face ca obiectivul politic, adică refacerea Europei post-belic, să fie în plan secund și asta, vedeți, îi îngăduie lui Stalin să ocupe
din punct de vedere militar, în primul rând, jumătatea estică a continentului european, unde avea să impună apoi aceste regimuri staliniste după chipul și asemănarea celui din URSS. Adică iluzia negocierii în timp de pace cu Rusia, o dictatură, un totalitarism agresiv de stânga, este, din toate punctele de vedere, o greșeală. Adică avem, cum se spune, un model istoric, înțelegând prin asta că la masa dialogului nu te așezi cu o dictatură, pentru că, evident, valorile de care spuneai foarte corect sunt total diferite. În încheiere, dacă această emisiune a fost dedicată Statelor Unite și, cum am spus, o bună parte din inima mea se află acolo, măcar la Universitatea Stanford, unde am stat un an, atunci le urez și eu de 4 iulie tuturor americanilor o zi națională așa cum și-o doresc și cum știu să-și o creeze, cu bucurie, cu o sărbătoare responsabilă însă, știind foarte bine ce sunt, ce au fost și ce vor trebui să fie. Îndrăznesc să îi invit pe cei ce ne aud să tragem o concluzie împreună, uitându-ne la felul în care americanii se bucură pentru ziua lor națională, să nu ne rușinăm și noi de ideea de patriotism, pentru că fiind echilibrat este absolut normal și logic, și totodată să avem steagul României, așa cum și americanii au cu multă bucurie steagul Statelor Unite aproape pe fiecare casă. Deci e o normalitate extrem de frumoasă pe care o putem, cred eu, învăța de la ei. Eu spun mereu că steagul național nu trebuie onorat doar la ziua națională sau, cum avem și noi astăzi, ziua drapelului chiar național. Drapelul este în sufletul fiecăruia și de onorarea acestuia, de fapt, depinde felul în care fiecare dintre noi acționăm acolo unde ne aflăm la locul de muncă, prin performanțele pe care reușim să le realizăm. Așadar, eu nu cred că este o sărbătoare anume a drapelului, ci tot timpul acest drapel trebuie să fie în sufletul nostru, știind foarte exact care sunt obligațiile, responsabilitățile noastre ca cetățeni. Mulțumim mult, domnule colonel, numai bine până săptămâna viitoare. Cu drag! Vă mulțumesc, o seară frumoasă! Dincolo de ziduri, la Radio România Actualități. Revenim în această seară alături de vechiul nostru prieten, de domnul Marius Bâtcă, jurnalist la Observatorul Militar. Seară bună, bună revenire! Seară bună, bine v-am regăsit! Intrăm abrupt în subiecte. Cei care ne-au fost alături în trecut știu bine că domnul Bâtcă se ocupa de aproape de intoxicări, de amenințări și câte și mai câte venite din partea regimurilor totalitare. Dar iată că în momentul de față avem niște tensiuni mult mai mari decât ne-am fi dorit sau decât ne-am fi închipuit. Ce se întâmplă în Marea Neagră, domnule Bâtcă? Avem niște noi provocări rusești în Marea Neagră. Probabil că radioascultătorii au auzit deja de incidentul cu distrugătorul britanic HMS Defender. Acesta, navigând în apele teritoriale ale Ucrainei, pe rută recunoscută internațional, a fost interceptat de două nave ale gărzii de coastă rusești, survolat de peste 20 de avioane de luptă și forțat să schimbe cursul. Partea rusă a recurs inclusiv la focuri de avertisment. Incidentul este extrem de grav, arată până unde poate merge Rusia. În schimb, Marea Britanie a încercat să minimalizeze puțin acest incident, pentru că oficial Ministerul Apărării de la Londra a spus că de fapt nu s-au tras focuri de avertisment, a spus că nu i-a forțat nimeni, ci că doar au fost însoțiți de acele nave pentru că partea rusă desfășura exerciții în zonă și ca nu cumva să intre în tirul navelor care efectuau exerciții, numai că la bordul distrugătorului au fost și jurnaliști, iar unul dintre jurnaliști era chiar un corespondent BBC, care de fapt a confirmat că s-au tras focuri de avertisment. E adevărat că undeva în afara razei de pericol, militarii de la bordul distrugătorului au intrat în alertă, armele au fost încărcate, s-a adus muniția, marinarii și-au luat costumele de protecție. Deci situația era destul de gravă, se putea ajunge la o ciocnire armată doar din cauza provocărilor pe care Rusia le face în ultima vreme în Marea Neagră, considerând că Marea Neagră îi aparține în totalitate și nimeni nu mai are voie să treacă pe acolo. Trebuie precizat că distrugătorul britanic venea de la Istanbul, făcuse escală la Odessa și se îndrepta spre Batumi în Georgia. Iar de acolo, mă rog, va merge prin canalul de Suez, o să ajungă undeva în Asia de Sud-Est.
Dacă toate acestea ar ține de domeniul trecutului, iată, vorbim acum despre acele manevre sub numele de Sibris, care, iată, aduc mai multe state, printre care și România și Ucraina, și totul este coordonat de Statele Unite, iar reacțiile Rusiei sunt cel puțin îngrijorătoare, se ajunge chiar la amenințări. Da, a venit o amenințare din partea Rusiei, Moscovei. S-a cerut prin vocea ambasadorului rus la Washington suspendarea exercițiilor, precizând că se poate ajunge la ciocniri accidentale, mă rog, în ghilimele aș spune accidentale, pentru că știind că există deja aceste manevre aliate în Marea Neagră, rușii au decis să facă la rândul lor niște manevre, deci de fapt ei sunt cei care provoacă, pentru că acest exercițiu Sea Breeze are loc anual de mult timp, era anunțat. În schimb, rușii, după cum am spus, consideră că Marea Neagră e a lor și nu le convine când ajunge o altă armată din NATO prin preajma lor. La urma urmei, aceste exerciții vor avea loc lângă Crimea, la fel ca incidentul despre care am vorbit anterior. Și având în vedere că ei au ocupat ilegal Crimea, se tem de fiecare dată când au loc astfel de manevre în Marea Neagră, mai ales că scenariul prevede și debarcări, desant, nu vor fi numai nave care vor participa la exerciții, vor fi și elicoptere, avioane, dacă nu mă înșel, forțe pentru operații speciale, parașutări și toate undeva în jurul Odesei. Deci foarte aproape de Crimea. Aproape 5.000 de militari. Aproape 5.000 de militari, da. România participă cu două nave, un elicopter. Dea Domnul este, să nu se ajungă la ciocniri armate, este de negândit o confruntare directă între toate aceste forțe, dar trebuie să discutăm despre ceea ce se întâmplă, pentru că e preocupant, e grav și lumea trebuie să înțeleagă. În rest de săptămâna viitoare, cam care ar fi direcțiile? Nu știu de ce am vagă impresie că să vorbim tot despre Marea Neagră și săptămâna viitoare. Bine, luăm carnețelul și îl pregătim pentru săptămâna viitoare și pornim la drum cu tratatul antimanipulare, pilulele antimanipulare. Pe care le vom trimite săptămânal. Da, ok. Ne vedem săptămâna viitoare și eu vă mulțumesc. Numai bine, la revedere!